Salutare și bine v-am găsit în pisieria, eu sunt Mihail și astăzi vă arăt cum puteți să instala Windows 10 fără să aveți nevoie de un stick, de un DVD sau de o partiție separată din care să butați installerul de Windows. Cum faceți acest lucru? Păi în primul și în primul rând trebuie să aveți o conexiune la internet și în al doilea rând trebuie să aveți o versiune de Windows mai nouă sau egală cu 20H1. Ca să vedeți ce versiune de Windows aveți, mergeți aici în bara de search și scrieți Win ver. La mine este 20H2, voi dacă aveți 20H1 va merge și pe 20H1 și pe variantele mai noi. Nu știu când vedeți voi acest tutorial, probabil va fi 21H1, 21H2 și pe acele variante va merge. Reveniți în Search și scrieți de data asta Reset. Și o să mergem în setările de resetare a Windows-ului. Ce trebuie voi să faceți este să dați tip pe Get Started și aici ne întreabă dacă vrem să păstrăm fișierele sau să ștergem tot. Eu am făcut niște fișiere în partiția C și sunt curios dacă se păstrează, așa că o să bifez Keep My Files. O să dau pe Keep My Files, This One Take Long și avem 2 opțiuni. Cloud Download, opțiunea asta nouă despre care vom vorbi astăzi și Local Reinstall, adică Windows se reinstalează practic cumva din el însuși. Dacă facem Cloud Download, se descarcă Windows 10 și se reinstalează și practic aceea e o copie curată de Windows. Așa că voi da click pe Cloud Download. Aici avem niște setări, dar nu o să umblăm pentru că practic debifăm Cloud Download din setările astea. Click pe Next. Resetting will. Change settings back to their defaults. Adică toate setările se duc la valorile implicite, se păstrează fișierele personale, se descarcă și se reinstalează Windows-ul și se șterg toate aplicațiile și programele După ce ați văzut toate chestiile astea de aici și sunteți de acord cu ele Puteți da click și aici să vedeți ce aplicații vor fi scoase În cazul meu se scoate Microsoft Edge, OneDrive, niște update-uri la Visual C++ și VMware Tools Eu am văzut ce aplicații vor fi deinstalate, nu mă interesează și voi apăsa pe Reset Se descarcă, vedeți că e deja la 30% pentru că se descarca deja în background Suntem la 100%, crie Preparing to Restart și deja se restartează a repornit mașina virtuală, evident mergeți prin calculator real, îmi apare aici Please Wait, Resetting this PC și acum începe practic procedura de resetare a PC-ului, de reinstalare. Windows-ul va fi reinstalat curat, vă suntem deja la 26%, vreau să mai fac o precizare, mi-am adus acum aminte, dacă aveți o versiune de Windows modificată, care nu este o variantă originală, ar putea să nu meargă și să vă dea erori. De asemenea, nu vă speriați dacă rămâne blocat. În cazul meu a rămas blocat la 76% și nu m-am panicat, lăsați-l să-și facă treaba, mergeți, beți un par cu apă, mâncați eventual, ieșiți pe afară, lăsați calculatorul să-și facă treaba, mai rău vă faceți dacă stați în fața ecranului și vă tot uitați cum crește procentul. Și acum este un nou restart. Lăsați-l așa, nu-i dați restart, nu-l închideți, pentru că să putea să ne buteze calculatorul după. Windows-ul și-a mai dat o dată restart, deci asta ar fi a treia oară. Cred că va continua, da, continuă de la 64%. E prima dată când am văzut chestia asta, dar mi se pare foarte amuzantă. Eram la 94% și s-a întors la 88%. 22 de minute, not bad, not bad at all. Și s-a terminat reinstalarea, nici măcar n-am mai apucat să vorbesc ceva și cam gata, almost there și asta e windows și aveți aici o chestie care zice Remove Depths și vă spune ce aplicații v-a Hai să vedem de fișierul ăla din partiția C. Există în continuare. Este acest desen foarte abstract. Pe final m-am gândit să răspund la câteva întrebări pe care s-ar putea să le aveți voi una dintre ele legată de virus, dacă ei rămân sau nu după această reinstalare, virusii din partiția C clar nu rămân, s-ar putea să rămână și de pe alte partiții, dar se întâmplă acest lucru și în reinstalarea clasică, pentru că reinstalarea clasică, atât timp cât voi nu vă atinge de celelalte partiții, ele rămân acolo așa cum sunt. Și în cazul de față se întâmplă la fel, celelalte partiții nu sunt afectate. Driverele se șterg și ele, deci va trebui să vă reinstalați toate driverele. Și dacă ați ales ca fișierele să se păstreze, ele vor rămâne în partiția C, se face un folder Windows.old unde aveți toate fișierele vechi de user. Cam asta a fost acest tutorial, eu am fost Mihail, voi ați fost în pisieria. Dacă vi s-a părut interesant, dați un like, mă ajută foarte, foarte mult. Hai să facem 1000 de like-uri. Până la data viitoare, să aveți o zi frumoasă, la revedere!